depus în practică este recuperarea prejudiciului. Ne puteți spune, pentru că au apărut tot felul de interpretări, după ce dumneavoastră v-ați manifestat opțiunea pentru domnul Cioloș ca posibil viitor premier, ne puteți spune, veți numi orice premier, indiferent dacă îl cheamă Dacian Cioloș, Liviu Dragnea sau Călin Popescu-Tăriceanu, dacă adună o majoritate parlamentară în urma alegerilor din decembrie? Cu siguranță voi desemna o persoană ținând cont de prerogativele constituționale ale președintelui. Adică întrunirea unei majorități. Asta înseamnă că nominalizez o persoană care, după părerea mea, întrunește o majoritate în Parlament și este competentă pentru a conduce Guvernul României. Ar fi absurd, să desemnez pe cineva care, pe urmă, nu întrunește o majoritate. Nu sunt adeptul acestor jocuri politice. Deci nu am de gând să nominalizez sau să desemnez pe cineva care pe urmă pică în Parlament, eventual mai pică odată. Deci aceste jocuri nu le veți găsi la mine. Desemnarea va fi una extrem de serioasă. Voi ține cont să fie o persoană pe care eu o consider capabilă să conducă Guvernul României și pe care eu consider că poate să întrunească o majoritate parlamentară. Aceste lucruri sunt evidente și vreau să fie clare din capul lor.